Dezvoltarea este singura noastră garanție că ziua de mâine va fi mai bună. În acest videoclip o să vorbim despre una dintre cele mai importante lecții în ceea ce privește dezvoltarea personală și nu numai. Se poate aplica în orice altă arie de activitate. Dacă te numeri printre cei care nu mai pun mâna pe o carte după ce termină ultima formă de învățământ sau care consideră că succesul ține doar de noroc, sunt sigur că ți-ar prinde bine să vezi acest videoclip. Lecția de azi se bazează pe un simplu cuvânt și anume, continuitate. Dacă implementezi această simplă lecție, sunt sigur că viața ta se va schimba treptat în bine. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canal dacă nu ai făcut-o încă. Dezvoltarea personală reprezintă un proces neîncetat. La fel ca și pulsul, care se termină doar atunci când mori, dezvoltarea personală trebuie să reprezinte un proces continuu, activ. Nu pot spune, eu acum le știu pe toate, viața mea s-a schimbat într-o oarecare măsură, e momentul să mă axez pe altceva. Nu. Autoeducația și dezvoltarea ta ca om nu este ceva efemer, ci reprezintă o acțiune pe durată nedeterminată. La fel ca și sportul, dacă te-ai antrenat 2 ani de zile și ai observat că arăți mai bine, nu poți spune pur și simplu pauză, sperând că acel fizic o să se mențină toată viața. Nu. Masa musculară o să scadă dacă nu este lucrată. Cei care fac sport înțeleg foarte bine acest argument. Dacă la un moment dat ești capabil să faci 70 de flotări sau să alergi 5 km într-un anumit timp, după o pauză de câteva luni nu o să te mai apropii de acele performanțe. Sunt sigur că mulți vor argumenta, dar bine mă, că asta e evident. Da, e evident în privința sportului, dar ideea e că la fel se întâmplă și cu autoeducația și cu orice alt lucru sau obicei. Noi oamenii suntem ființe ale repetiției, exercițiul este mama învățăturii. Ceea ce nu repeți, uiți. Ceea ce nu dezvolți, în cel mai bun caz, stagnează, iar în cel mai rău, scade în intensitate. E simplu. Toți cei pe care îi urmăresc în online și ale căror cărți le citesc vorbesc despre importanța îmbunătățirii neîncetate. Privește marile personalități ale lumii, Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Tony Robbins și așa mai departe. Sau și persoane de succes chiar de la noi din țară și o să ai parte de o părere unanim acceptată. Dezvoltarea personală și autoeducația din toate punctele de vedere trebuie să te însoțească toată viața. Foarte mulți antreprenori, oameni de afaceri, psihologi, investitori, autori pun accent pe această latură. Nu poți să nu te întrebi de ce. Se spune că atunci când crezi că le știi pe toate, atunci când încetezi să te educi, acela e momentul în care îți începe declinul. Nu știu ce părere ai tu, însă eu aleg să ascult sfaturile oamenilor prosperi, de succes. Persoane care au înțeles ce pași trebuie parcurși pentru a ajunge la succes din toate punctele de vedere. Și nu numai că i-au înțeles, dar i-au și aplicat, pentru că acesta este cel mai important pas dintre toți. Și acum ne predau și nouă aceste lecții. Nu putem decât să rămânem umili și să profităm de această ocazie. Dacă asta reprezintă o trăsătură comună a tuturor, atunci sunt gata să-mi o însușesc și eu. Și așa ar trebui să faci și tu. Știu că pare un argument destul de basic și clișeic, însă dacă ei au putut, și noi putem. Potențialul există în fiecare dintre noi. Nu văd nicio logică, dar absolut nicio logică în a asculta părerile și frustrările unor persoane mediocre când avem lângă noi așa maestri. Crede-mă pe cuvânt, dezvoltarea ta personală nu e o glumă, nu o mai trata superficial, ci reprezintă o ușă în spatele căreia se află puterea și încrederea de care ai nevoie pentru a-ți scrui viața pe care ți-o dorești cu adevărat. Nimeni nu o să te răsplătească sau o să-ți îmbunătățească viața dacă tu însuți nu lucrezi la acest aspect. Fii sigur că aceste acțiuni nu vor fi în zadar. Ideea care stă la baza acestei afirmații, anume educația continuă, este faptul că odată ce ai atins un anumit target, o să realizezi cât de puține știi de fapt. Cu cât te dezvolți mai mult, cu atât o să ai o sete și mai mare de cunoaștere. Din moment ce ai început pe acest drum, ai obținut primele tale rezultate, observi cum viața ta a luat o altă direcție, nu te mai poți abate de la această cale. Nu e posibil ca din moment ce totul s-a îmbunătățit, tu să mai vei vreodată să te întorci la vechile rutine neproductive. Dacă ai face asta, toată munca și tot timpul tău au fost în van, mintea ta a câștigat, te-a dus înapoi în mediocritate. Dar dacă o să preiei controlul, cu timpul o să realizezi ceva paradoxal și anume, e mai ușor să faci decât să nu faci. Dacă la început acțiunea de a lucra la dezvoltarea ta din toate punctele de vedere ți se părea o corvoadă, o pierdere de timp, ceva care te scotea din zona de confort,
Ce o să realizez după un anumit timp este că fix aceste activități te împlinesc și îți sporesc stima de sine. Cu alte cuvinte, aceste obiceiuri s-au înrădăcinat adânc în subconștient, încât au înlocuit toate rutinele nocive de dinainte. Procrastinarea, pierderea de vreme, jocurile pe calculator, cuvintele toxice, lipsa de încredere, egoismul și lista continuă. Toate acestea trebuie înlocuite cu acțiunea, motivația, autoeducația, cuvintele de încurajare, încrederea în sine, mentalitatea de învingător și tot așa. Tot ce trebuie să faci este să dai dovadă de perseverență, să fii conștient că nimic nu se întâmplă peste noapte, să nu te pierzi în frustrările de moment, frustrări generate de propria ta minte, atunci când observă că rezultatele nu apar nici după o săptămână, nici după o lună, nici după trei. Știm cu toții că începutul reprezintă cea mai grea parte a oricărui proces. Și acum cunoști argumentul, acele rutine nu sunt încă formate. Și știi care e partea faină? Este că le poți schimba. Poți schimba pur și simplu acele rutine neproductive, hotărând că nu mai vrei să pierzi vremea, că o să lucrezi la tine, o să-ți creezi ție o viață mai bună. Unii oameni încetează să se educe odată cu ultima formă de învățământ absolvită. De ce? Pentru că ei privesc educația ca pe o perioadă din viață, nu ca pe un mod de viață. Asta mi-aduce aminte de un citat din cartea Cadranul Banilor a lui Robert Kiyosaki, care spune în felul următor: poți renunța oricând. De ce să o faci acum? Depinde doar de noi să ne facem ziua de mâine mai bună. Dacă ți-a plăcut acest videoclip și consider că te-a ajutat, lasă un like, un comentariu și dă-l mai departe ca să-l vadă și prietenii. Mulțumesc!